În această dimineață ne vom uita la alte două semne ale unei biserici sănătoase, și anume autoritatea Scripturii și administrarea corectă al rânduielilor bisericii. Autoritatea Scripturii și administrarea corectă a rânduielilor bisericii. Rânduielile bisericii sunt botezul și cina Domnului. Noi nu credem că există alte sacramente, alte taine, da? Căsătoria nu este o taină, deși uneori este tratat așa, binecuvântarea nu este o taină, și altele nu sunt taine, da? Nici botezul și cina Domnului nu sunt taine, ci botezul și cina Domnului sunt niște acte revelatoare care ne arată ceva ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi. Nu este nimic ascuns acolo, nu se transmite nimic în mod automat în viețile noastre când noi le facem ca și adunări. Lucrurile acestea vom vedea imediat. Dar începe cu primul semn al unei adunări sănătoase, adevărate în primul rând și apoi sănătoase, autoritatea Sfintei Scripturii. Autoritatea finală a Sfintei Scripturii. Și vreau să spun foarte clar de la început următorul lucru. Sola Scriptura, principiul Sola Scriptura nu înseamnă că biserica nu are și altă autoritate pe lângă Biblie. Sola Scriptura nu înseamnă că noi nu ne raportăm la niciun alt fel de material din care ne extragem informație. Sola Scriptura nu înseamnă că n-ai voie să deschizi un comentariu. Sau Sola Scriptura nu înseamnă că n-ai voie să deschizi o carte care a fost scrisă de înaintașii noștri. Sola Scriptura nu înseamnă că trebuie să fugi de orice sursă de informație. Sola Scriptura nu exclude că de-a lungul istoriei au fost oameni mai deștepți decât tine. Sau că de-a lungul istoriei au fost oameni care au avut lumină de la Dumnezeu mai mult decât ai tu. Sau că de-a lungul istoriei au fost oameni al lui Dumnezeu prin care Dumnezeu a adus o lumină specială asupra unor aspecte fundamentale care țin de viața bisericii. Sola Scriptura nu exclude lucrul ăsta, nu exclud crezurile, mărturisirile de credință, da, cărțile, nu exclude tradiția Sola Scriptura. Tradiție sănătoasă, o tradiție biblică, da? Sola Scriptura, principiul autorității Scriptură, în esență înseamnă că Biblia este autoritatea finală. Și acest cuvânt final este foarte important. Biblia este autoritatea finală. Adică, nu știu dacă limba română îmi permite jocul ăsta de cuvinte, Biblia este singura normă care normează toate celelalte norme. Da? Și Biblia este singura normă de credință care nu poate fi normată de nicio altă normă. Adică nu există nimic deasupra Bibliei, da? Ea normează, ea reglementează, ea define, ea judecă totul. Eu am o carte bună înaintea mea și scrisă de un om pe care noi îl respectăm. Dar uite, la punctul ăsta greșit. Mă, dar dacă e scris de ăsta de-a nostru, asta e, mergem înainte. Ce contează ce spune Biblia? Nu! Autoritatea Scripturii va defini dacă omul respectiv are sau nu dreptate. Dar sola Scriptura nu înseamnă că am renunțat la Papa care el vorbește ex catedra și ne spune ce înseamnă Biblia, Papa cu tradiția bisericii, și acum avem milioane de papi neoevanghelici care stau acasă singuri cu Bibliile și fiecare crede ce înseamnă Biblia pentru el. Noi, pentru mine asta înseamnă Biblia. Pentru tine, Cristi, înseamnă Biblia altceva. Pentru tine, Alex, înseamnă altceva. Pentru fiecare înseamnă Biblia ce vrea el. Nu, asta înseamnă sola Scriptura. Eu singur el cu Biblia pot să debitez orice îmi trece mie prin cap, că mie mi-a vorbit Duhul Sfânt. Frate, mie, eu așa am simțit că mi-a spus Duhul Sfânt, că înseamnă textul ăsta, da? Nu. Sola Scriptura nu a fost intenționat acest principiu să scoată din calcul cărțile, să scoată din calcul tradiția, să scoată din calcul biserica, să scoată din calcul învățătorii bisericii, daruri pe care Dumnezeu le-a dat în adunare, oameni ca să explice cuvântul lui Dumnezeu, sub nicio formă. Dacă ar vedea reformatorii ce se întâmplă astăzi în bisericile evanghelice care vin, că vor ei sau nu vor în urma lor, dacă ar vedea ce se întâmplă, s-ar speria. Totul sub pretextul Sola Scriptura, frate. Frate, dacă așa o înțeles el, ce să faci? Nu, Sola Scriptura nu asta înseamnă. Sola Scriptura înseamnă că deși există mai multe domenii de autoritate sau mai multe domenii din care putem să extragem anumite informații, Scriptura este autoritate finală. Și eu cred că în majoritatea problemelor care sunt astăzi în adunări, majoritatea problemelor se nasc din respingerea principiului Sola Scriptura sau din respingerea practică, nu teoretică. Practică autorității Sfintei Scripturii. La un moment dat se lasă Scriptura deoparte, domnule, Biblia nu reglementează lucrul ăsta, așa că îl facem după capul nostru. Și vom vedea că Scriptura ne învață că Dumnezeu are răspuns cel puțin pentru viața, închinarea bisericii în Sfânta Scriptură în mod detaliat. Premize care stau la baza autorității Scripturii. Ca să putem vorbi despre autoritatea Scripturii, trebuie să susținem alte câteva lucruri. De exemplu, inspirația Scripturii. Adică că Biblia vine de la Dumnezeu, foarte simplu spus. Biblia nu este o carte
omenească. Ea este scrisă de autor uman, dar ea vine de la Dumnezeu. Este inspirată, da? Este respirația lui Dumnezeu, este vocea lui Dumnezeu. Ieri vorbeam cu fratele Mihai de textul acela din Evrei, unde autorul spune la timpul prezent cum a spus Duhul Sfânt sau cum zice Duhul Sfânt la timpul prezent. Cum zice Duhul Sfânt? Păi Duhul Sfânt zisese cu 1000 și ceva de ani înainte. Cum zisese Duhul Sfânt? Cum zicea Duhul Sfânt la timpul prezent atunci? Și dă un citat din Biblie, nu zice cum zice Duhul Sfânt. Așa vorbește Domnul poporului, ascultă. Și începe el să spună ce îi trecea prin cap. Nu. El spune cum zice Duhul Sfânt și pune un citat din Psalmi, da? Pune un citat din Sfânta Scriptură, pentru că Duhul Sfânt vorbește la timpul prezent prin Sfânta Scriptură, da? Ca să primești autoritatea Scripturii, trebuie să crezi că Biblia vine de la Dumnezeu, trebuie să crezi în inspirația Scripturii. În al doilea rând, trebuie să crezi în infailibilitatea Scripturii, că Biblia n-are greșeală. Dacă Biblia are greșeală, de unde știi tu că cuvântul la care astăzi te supui tu și spui este cuvântul Dumnezeu mă supun lui, de unde știi că ăla nu-i cu greșeală? De unde știi că ăla care îl citești mâine nu-i cu greșeală, da? Trebuie să accepți automat, dacă vine de la Dumnezeu, este un cuvânt fără greșeală. Dumnezeu s-a ocupat ca acest cuvânt al lui Dumnezeu, prin materialul ăsta limitat și stricat uman, cuvântul acesta să ne fie nou revelat intact, fără greșeală, da? Spunem noi în manuscrisele originale. În al treilea principiu pe care se bazează autoritatea Scripturii este claritatea Scripturii. Claritatea Scripturii. Dacă nu poți să înțelegi Biblia, cum poate ea să fie autoritatea asupra vieții tale? Mărturisirea de credință la 1689 spune foarte clar că există lucrurile care țin de mântuire și de viața noastră, trebuie să pot fi înțelese clar de toți oamenii. Nu ai nevoie să vină nici măcar unul dintre învățătorii bisericii să spună că ești mântuit prin har și prin credință. Dacă îl citești pe Domnul Iisus Hristos, cine crede în mine are viața veșnică. Nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Ce înseamnă lucrul ăsta? Ce ar putea să însemne cine crede în mine are viața veșnică? Decât exact ce spune, da? Tu interpretezi când auzi cuvintele astea, dar nu necesită o interpretare grozavă să stai să înțelegi nu știu ce multe lucruri de acolo ca să pricepi un lucru foarte clar. Cum se realizează mântuirea în viața noastră? Claritatea Scripturii este fundamentală ca să accepți autoritatea Scripturii în viața ta. Al patrulea principiu, interpretarea Scripturii. Interpretarea Scripturii. Autoritatea Scripturii funcționează în viața noastră interpretând cuvântul lui Dumnezeu. Aud o dezbatere, să spun așa, o mini dezbatere cu cineva care spunea: nu, Biblia nu trebuie interpretată, că Biblia este foarte clară. Biblia este clară, numai Petru spune despre epistolele Pavel: în ele sunt unele lucruri greu de înțeles, da? Pe care unii le răstărmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor, da? A interpreta Scriptura nu este un lucru așa, stăm numai să interpretăm și noi Scriptura, hai să ne apucăm să vedem ce-o fi însemnând textul ăsta. Frate, tu ce crezi că înseamnă textul ăsta? Nu, lucrul ăla, răstălmăcirea pe care tu o faci asupra Sfintei Scripturi, poate să ducă la pierzarea ta. Da? Biblia trebuie interpretată. Și în discuția mea am încercat să-i arăt că Biblia trebuie interpretată în cele mai simple afirmații cu propoziția Ana are mere. Sora Liliana are o fată, Ana. Dacă mie cineva mi-ar spune Ana are mere, eu mă gândesc la fata ei. Dar el nu mi-a spus că fata lui Sora Liliana are mere. Mi-a spus că Ana are mere. Poate o cita dintr-o carte care a fost scrisă acum 100 de ani. Și Ana aceea nu mai există. A murit deja, da? Eu nu știu la care Ana se referă el. Și are ăla, chiar dacă e la timpul prezent, fiind scris acum 2000 de ani, sau fiind scris acum 100 de ani sau 50 de ani, s-a referit atunci. Pentru mine acum este la timpul trecut, da? Are mere. Ce-ți vine în cap când spune are mere? Păi eu îmi vine ca merele pe care le văd la Penny și le cumpăr. Dar tu s-ar putea să te gândești la mere Ionatan sau să te gândești la botul iepului sau să te gândești la nu știu ce tip de mere. De eu proiectez. Am niște imagini în capul meu și când aud cuvântul măr, proiectez o imagine. Dar tu poate nu te referi la tipul ăla de mere. Fiecare propoziție, oricât de banală a fi, tu trebuie să o interpretezi. Chiar dacă nu-ți dai seama, tu vii cu un set de imagini, de presupoziții, când auzi un cuvânt și le aplici asupra textului. Ca să ai o gândire abstractă și să spui: stai domnule, că textul nu spune ce fel de mere, stai să văd când a fost scris textul, cui a fost scris textul. Ca să ai o gândire din asta, îți trebuie timp. Trebuie să stai să studiezi, da? Trebuie să stai să studiezi. Biblia are nevoie de interpretare. Ca să primești, să stai sub autoritatea Scripturii, tu ți-ar putea să citești Biblia, să o interpretezi după capul tău și să spui: eu ascult de Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, dar l-ai interpretat cum ai vrut tu. Asta nu înseamnă că stai sub autoritatea Scripturii. Să stai sub autoritatea Scripturii înseamnă să înțelegi exact ce înseamnă Scriptura. Biblia nu înseamnă în fiecare an sau pentru fiecare persoană ceva diferit. Noi, pentru tine înseamnă un lucru, pentru mine înseamnă un lucru. Sunt unii care postulează un asemenea concept despre Sfânta Scriptură. Nu, asta e eronat. Duhul Sfânt a intenționat un mesaj acolo și toți trebuie să înțeleagă același mesaj pe care l-a intenționat Duhul Sfânt când Biblia a fost scrisă. În al cincilea rând, biserica și învățătorii Scripturii.
Dumnezeu a rânduit ca Biblia să fie interpretată în comunitate. În comunitate. Foarte mulți oameni au ajuns în tot felul de direcții pentru simplu fapt că au ieșit din comunitate, s-au izolat singuri și au început să debiteze tot felul de sisteme religioase, tot felul de lucruri. Da? Unii au spus lucruri grozave, alții au spus lucruri care îți demne de trimis la medic, da? Pe omul respectiv, pentru lucrurile pe care le-a spus despre Dumnezeu sau lucruri pe care le-a scos din Biblie. Dumnezeu a intenționat ca cuvântul lui să fie hrană pentru turma Domnului Iisus Hristos. Și în turma Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a lăsat niște oameni care predică cuvântul sau care învață cuvântul. Iar congregația are obligația, având ungerea Duhului Sfânt care ne învață toate lucrurile, să judece ce spune învățătorul, da? El nu vorbește, el nu este un alt papă. Eu nu sunt un alt papă care am autoritatea papei. Tăceți că eu am dar de învățător și ascultați ce vă spun eu și credeți. Nu. Eu am ungerea Duhului Sfânt, am un dar special primit de la Duhul Sfânt, iar voi aveți și voi ungerea Duhului Sfânt și împreună judecați dacă ceea ce eu spun este din cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a intenționat ca autoritatea să funcționăm sub autoritatea Scripturii în comunitate și sub păstorirea, dacă aș putea să spun, prin cuvânt a învățătorilor bisericii, da? În al șaselea rând, al șaselea principiu care stă la temelii autorității Scripturii este necesitatea Scripturii. Biblia este autoritate pentru că este necesară. Biblia este necesară. Noi nu putem să trăim viețile de credință, nu putem să avem o viață a bisericii după voia lui Dumnezeu fără cuvântul lui Dumnezeu. Da? Biblia este necesară în mod fundamental. Ăsta este un principiu. Și în final, așa cum am spus, principiul autorității Scripturii se referă în primul rând la faptul că Biblia este autoritate finală. Să-l citim pe John Calvin, da, vă dau un citat, el spune așa: aprob doar aceste instituții umane care sunt fondate pe autoritatea lui Dumnezeu și derivate din Scriptură. Care sunt fondate pe autoritatea lui Dumnezeu și derivate din Scriptură. El nu spune, Doamne, nu contează autoritatea statului, sola Scriptura. Nu contează autoritatea părinților, sola Scriptura. Nu contează autoritatea în biserică, învățătorii, sola Scriptura. El nu asta a spus. Deci aprob toate acele instituții umane care sunt derivate din cuvântul lui Dumnezeu și le aprob și ascult de ele atâta timp cât ele sunt în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu și merg după cuvântul lui Dumnezeu. Noi ne supunem autorităților statului atâta timp cât statul nu intră în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care statul intră în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu, noi facem ce ne spune Dumnezeu și lăsăm pe statul în plata Domnului. Statul nu are voie să reglementeze închinarea mea înaintea lui Dumnezeu. Statul nu trebuie să mă pună să semnez undeva că eu am fost mântuit și că sunt născut din nou și unde s-a întâmplat lucrul ăsta. Nu trebuie să spun eu statul. Nu are niciun fel de autoritate asupra chestiunii astea, da? Și noi trebuie să departajăm foarte clar lucrurile prin ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Am putea să, în sesiunea pe sola Scriptura pe care am avut-o în adunare, poate fi ascultată pe internet, am arătat în Vechiul Testament unde este afirmat principiul ăsta. În dimineața asta vreau să mă uit în Noul Testament cum este afirmat principiul ăsta de Domnul Iisus și de apostoli. De exemplu, este arătată autoritatea Scripturii într-un pasaj foarte bine cunoscut, unde se arată că cei care alterează mesajul Scripturii este preluat un blestem din Vechiul Testament, pus la sfârșitul Sfintei Scripturii, în Apocalipsa, unde spune mărturisesc că oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, se referă la Apocalipsa. Știm că se extinde la toată Biblia, orice cuvânt al lui Dumnezeu care este scos atrage blestem asupra ta. Dacă va adăuga cineva ceva la ele, și știm că există biserici care adaugă la cuvântul lui Dumnezeu și scot de cuvântul lui Dumnezeu, răstălmăcesc cuvântul lui Dumnezeu să se potrivească doctrinei lor, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. Da? Așa este arătată autoritatea Scripturii. Ai mișcat ceva acolo, ai încurcat-o. Duhul Sfânt este legat de revelarea și călăuzirea în Scripturi. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, Dumnezeu l-a legat pe Duhul Sfânt de Scripturi. Zice, noi suntem cu Duhul Sfânt, ești cu Biblia. Nu, voi nu sunteți cu nimica dacă nu sunteți cu Biblia. Nu sunteți cu absolut nimica, sunteți cu Duhul rătăcitoare. Nu există. Duhul Sfânt nu lucrează fără adevărul lui Dumnezeu, fără cuvântul lui Dumnezeu. Așa testăm duhurile. Duhul Sfânt, Mângâietorul pe care v-a trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. El are revelația anterioară și o împrospătează pentru ucenici ca să ajungă până la noi astăzi. Apoi, un alt principiu care arată autoritatea Scripturii Noului Testament. Temelia bisericii este cuvântul lui Dumnezeu. Spune, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor. Cuvântul lui Dumnezeu este temelia bisericii. Unde nu mai există autoritatea Scripturii, nu mai există
adunare sau biserică nu mai există. Pentru că așa o depistez că e adunare. Pentru că ea se așează sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Și sunt mai multe pasaje care arată lucrul acesta. Scrierile Noului Testament sunt puse alături de scrierile Vechiului Testament. De exemplu, Petru spune să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și prea iubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt lucruri grele de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, deci răstălmăcesc epistolele ca și pe celelalte scripturi. Adică ele sunt scripturi, scripturile acestea și celelalte scripturi. Petru recunoaște că ceea ce a venit de la apostolul Pavel sunt scripturi. Celelalte scripturi sunt scripturile Vechiului Testament. Da? Ele sunt puse pe același piedestal. Domnul Iisus Hristos, într-un mod cu totul unic și special, arată autoritatea scripturii. Niciodată Domnul nu citează din tradiție. Păi nu spuneau rabinii voștri în felul următor. Nu știți că trebuie să ascultați de mai mari voștri, de rabini. Nu, spune Domnul Iisus Hristos, de exemplu, când îl confruntă pe Satan de 3 ori, Matei 4, versetul 4, 7, 10, pleacă Satanul. De asemenea, este scris, drept răspuns Iisus i-a zis, este scris și citează din cuvântul lui Dumnezeu. Adică dacă cu cel mai mare inamic al nostru ne confruntăm și trebuie să avem, să fim blindați de cuvântul lui Dumnezeu, atunci Scriptura cu adevărat este autoritatea noastră. Iisus a așezat sub autoritatea Scripturii. Da? În dialog cu oponenții lui, deseori Domnul Iisus Hristos îi întreabă ironic, cred eu, n-ați citit? Acum tot nu știu, ăștia au citit cel mai mult, nu? Cum se întrebă ăștia dacă nu au citit? Dar tocmai asta era mustrarea, dacă ați citit. Nu era cazul și să înțelegeți ce ați citit. N-ați citit? Am foarte multe versete listate aici, nu vi le citesc. Unul vă zic dintre ele, că dacă ați crede pe Moise, zice Domnul, el duce la Moise. Moise, zice, în care credeți, el o să vă judece. Dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine. Cercetați, nu tradiția, cercetați scripturile, că s-o cotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Domnul Iisus Hristos n-a venit cu pretenția. Noi trebuie să mă credeți că așa vă spun eu. Eu sunt fel de Mohamed, nu-i nimic înaintea mea care să mă autentifice, nu-i nimic în prezent care să mă autentifice. Eu m-am trezit azi noapte și am avut niște revelații și voi trebuie să mă credeți dacă nu pun sabia la gâtul vostru. Nu! Hristos, duceți-vă la Vechiul Testament. Și a avut curaj să-i trimită pe ei la Vechiul Testament, să interpreteze Vechiul Testament și să vadă că Vechiul Testament vorbește despre el. Da? Așa s-a autentificat Domnul Iisus. Când îi lămurește pe ucenicii lui, Domnul Iisus îi duce din nou la Sfintele Scripturi. A trasat un tipar în viețile lor și ei au mers pe același tipar după aceea. Luca 24:25. O, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să mă credeți pe mine. Nu zice așa Domnul, zice când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și a făcut ei teologie sistematică și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. I-a învățat pe ucenici să se așeze sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Da? Însuși Dumnezeu Tatăl autentifică cuvântul lui Dumnezeu când pe muntele schimbării la față este Hristos, cuvântul, întemeietorul noului legământ. De o parte sunt legea arătată, reprezentată de Moise și de o parte sunt profeții reprezentate de Ilie. Și Dumnezeu vine acolo și spune, Dumnezeu a făcut apariția lor acolo, dar i-a confirmat, a confirmat legea și profeții despre care a vorbit Domnul Iisus atât de mult. Legea și profeții au ținut până la Ioan, da? Domnul Iisus confirmă și spune, el este, se spune în Scriptură, el este împlinirea legii și profeților. El a tălmăcit legea și profeții. El a recunoscut autoritatea asta și Dumnezeu vine și recunoaște autoritatea Vechiului Testament și din punctul acela spune, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea, de el să ascultați. Da? Începe o nouă etapă a revelației lui Dumnezeu. Dar confirmă în același timp și legea și profeții împreună cu Domnul Iisus, că ei au arătat spre Domnul Iisus. Da? Scriptura este esențială pentru mântuire. Arată autoritatea Scripturii din nou lucrul acesta. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, da? Copiii trebuie să cunoască Sfintele Scripturi din pruncie. Noi asta credem ca biserică, ca adunare preformată după Scriptură. Copiii trebuie să fie în adunare, trebuie să cunoască cuvântul lui Dumnezeu, care poate să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Nu era scris încă canonul Noului Testament, noi l-avem scris. Cu atât mai mult ar trebui să-l cunoaștem. Scriptura este singura lumină până la venirea lui Hristos, un cuvânt cu totul deosebit, 2 Petru 1:9. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare și el face o comparație cu experiența pe muntele schimbării la față. Cu toții n-ar fi plăcut să fim într-o asemenea experiență, nu? Petru spunea, avem cuvântul prorocie mai tare decât experiența aceea, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua
și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Singura lumină pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o până la venirea Domnului Iisus este cuvântul lui Dumnezeu. Nu imaginația noastră, nu inventivitatea noastră, nu talentele cu care ne-am născut noi ca să improvizăm viața bisericii, nu, ci cuvântul lui Dumnezeu. Este singura lumină, da? Este singura lumină. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Tot Noul Testament, ăsta este lucru pe care am vrut să-l demonstrez, arată prin apostoli și prin Domnul Iisus Hristos autoritatea Sfintei Scripturii. Uitați-vă acum la centralitatea Scripturii în biserică, specific la biserică. Pe noi asta ne interesează. Scriptura ne arată că biserica trebuie să aibă un crez de doctrine esențiale de la care nu trebuie să se abată. Fapte 2:42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Erau o învățătură a apostolilor, da? Sau 2 Tesaloniceni 2:15. Fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit prin viu grai, fie prin epistola noastră. 1 Corinteni 11:2. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. 2 Timotei 1:13. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l. Ăla pe care l-ai auzit de mine, ține-l. Nu ție, improvizează-l. Adaptează-l la cultura în care trăiești. Nu rămâne în urmă, omule bun. Nu rămâne înapoiat, că lumea evoluează, trebuie să te adaptezi. Folosește-ți imaginația, folosește-ți talentele naturale, inventivitatea. Improvizează puțin unde e necesar. Nu spune nicăieri Biblia așa. Spune să așeze total sub autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Da? 2. Biserica își bazează viața în totalitate pe cuvântul lui Dumnezeu. Zice lui Timotei 3:15, dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, nu a noastră, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Temelia bisericii este cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai surpat această temelie, nu mai ai adunare. Ia să dărâmă. Nu mai ai adunare. Nu mai este adunarea Domnului Iisus Hristos. Un alt loc din Sfânta Scriptură cu care am interacționat deja aseară, Galateni 1:8, biserica trebuie să înțeleagă clar ce este Evanghelia. Pavel scrie cu toți frații bisericilor Galatei, tuturor bisericilor și se spune, dacă noi ieșine sau unul din cer ar veni să vă probodească o altă Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am probodit-o deja înainte, să fie anatema. Biserica trebuie să păstreze intactă Evanghelia Domnului Iisus. Preocuparea slujitorilor trebuie să fie cuvântul. Asta este una dintre cele mai grave abateri din adunări. Când slujitorii cuvântului sunt puși să facă o grămadă de lucruri. Să aleagă faianța, să pună jaluzele, să hotărască ce mătură să cumpere, să schimbe becurile sau întrerupătoarele. Greșit. Greșit. Lui Timotei spune, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat că știi de la cine le-ai învățat. Lui Titi scrie, calificarea unui prezbiter să fie următoare, să se țină de cuvântul adevărat care este potrivit cu învățătura sănătoasă pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Da? Și apostolii spun, nu vom lăsa noi cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. Avem diaconițe care fac asta. Biserica nu trebuie să permită predicarea oricărui învățături în ea. În 1 Timotei 1:3, Pavel îi spune lui Timotei, după cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia, auziți, să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Să poruncești să nu învețe altă învățătură. Asta e învățătura, ai dreptul să interzici oricui să nu învețe altă învățătură. Da? Asta înseamnă că biserica are o învățătură pe care o știe. Dom'le, asta e învățătura adunării noastre. O scriem și pe foaie dacă e necesar, o sumarizăm. Asta e învățătura adunării noastre. Nu lăsăm pe altcineva să învețe altă învățătură. Da? Dacă vine tata sau fratele sau unchiul, îi arătăm ce credem noi, dacă crede și el ce crede noi, poate să ne slujească, dacă nu crede să se ducă acasă sau să stea în adunare și să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Da? Biserica trebuie să interzică lucrul acesta. Dacă cineva învață pe oameni învățătură deosebită și nu, sau diferită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie, nu știe nimic, are boala cercetărilor fără rost, și a certurilor de cuvinte din care se nasc pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarele, ciocăniri de vorbe ale oamenilor sticați la minte, lipsit de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni, cei care predică sau vin cu altă învățătură, spune cuvântul lui Dumnezeu, da? Biserica devine apostată când renunță la cuvântul lui Dumnezeu. Lucrul ăsta este arătat în 2 Timotei 4:3, că va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere
învățătura sănătoasă, ci vor gândi la urechile sau audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Vorbește de creștinism, vorbește de ceea ce se întâmplă în interiorul creștinismului. Doi oameni din lume, ei n-au nicio preocupare pentru cuvânt. Ăștia își dau învățători după poftele lor. Ăștia pun oameni care să vină să spună lucruri care le sunt plăcute. Da? Acum un cuvânt foarte scurt despre cum se manifestă această autoritate în Scriptură. Sunt două lucruri pe care vreau să le menționez întreagăt aici. În primul rând, principiul regulativ, despre care noi credem următorul lucru și fratele Mihai va avea o sesiune specială pe asta, că autoritatea Scripturii pentru noi înseamnă că Biblia stabilește conținutul crezului nostru și a practicilor noastre. Da? Și Biblia stabilește toate acele principii care ne ajută să punem în practică ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne cere. Ăsta e principiul regulativ. Cu alte cuvinte, tu nu ai dreptul să spui, dar Biblia nu spune nicăieri că n-avem voie să dansăm pe jumătate dezgoliți în adunare. Nu spune, dar îți spune cum să fii în adunare, să te închini cu frică și cu tremur, că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Și mă îndoiesc că dacă ai vedea pe Dumnezeul nostru un foc mistuitor, te-ai apucat să faci lucrul ăla care ți-a trecut ție prin cap. Adică noi nu ne gândim care sunt lucrurile despre care Biblia nu ne spune nimic ca să le putem implementa, ci ne gândim la lucrurile pe care Biblia ni le-a poruncit deja. Și pe alea și doar pe alea, aici e important, pe acelea și doar pe acelea le vom practica în biserică și în special cu privire la închinarea bisericii. Ce credem noi despre tradiție? Tradiția are o importanță, poate să ne ajute în interpretarea cuvântului Dumnezeu, adică tradiție este și ce a scris cineva cu 50 de ani, nu mai trăiește. Aia e o tradiție deja. Dacă noi avem lucrul ăla și îl citim din când în când și în cercul nostru de adunări sau de frați să citește lucrul ăla, deja face parte din tradiție. Dacă are 100-200 de ani, deja e clar tradiție, da? Poate să fie tradiție bună sau tradiție rea. Da? Poate să fie tradiție care conține erori și cu siguranță toți oamenii care scriu cu erori, în afară de autorii Sfintelor Scripturii. Totuși, de ce noi nu punem Biblia pe același piedestal cu tradiția? Argumentul meu cel mai simplu împotriva la o asemenea gândire să pui Biblia și tradiția la oaltă este următorul. Dacă eu nu pot să înțeleg Biblia și noi nu putem înțelege Biblia ca și comunități fără tradiție, înseamnă că Iisus Hristos, nici măcar Iisus Hristos n-a fost suficient de clar pentru noi. Trebuie să vină altcineva, nu apostolii, după apostoli, da, generația următoare, generațiile post-apostolice, care să ne explice ce au spus apostolii și Domnul Iisus Hristos. Dar de unde știi tu ce au vrut să spună părinții bisericii la anul 200 sau 300? Păi vin ceilalți pe la anii 400, 500, 600 și ne spun ce au spus ăștia la anii 200, ne explică ce au spus ei. Dar de unde știi ce au spus ăștia la anii 600? De unde știi că înțelegi corect? Păi îți spune biserica, astăzi îți spune biserica prin tradiție ce au vrut să spună toți ăștia toate secolele astea. Așa că ei te pun să-ți închizi mintea că tu nu poți judeca. Tu nu poți înțelege ce se spune acolo și ei spun tot ce înseamnă Sfânta Scriptură și tot ce au explicat ceilalți despre Sfânta Scriptură. Ăsta este un mod de a lega oamenii. Da? Și te trezești, așa cum s-a întâmplat deja în bisericile tradiționare, că oamenii au adăugat la propriu la Sfânta Scriptură. Prin tradiție au adăugat la Sfânta Scriptură. Ei spun că n-au adăugat, că alea sunt lucruri pe care le-au învățat apostolii pe cale orală și s-au păstrat cumva în biserică. N-avem nicio dovadă că este așa. Citești Sfânta Scriptură și citești ce scrie în tradiție, sunt lucruri diferite la propriu. Sunt lucruri diferite. Scriptura ți-a arătat o cale a mântuirii, ei îți arată o cale a mântuirii la care se adaugă o grămadă de alte lucruri despre care Biblia nu spune absolut nimic. Da? Și nu mai este biserica fondată pe temelia apostolilor și prorocilor, ci este fondată pe tradiția bisericii, pentru că tradiția bisericii ne-a dat informație suplimentară pe lângă ce au spus apostolii și prorocii. Da? Odată ce ai intrat pe panta asta, te pierzi cu totul. Trebuie să intri sub autoritatea totală a bisericii și să crezi tot ce spune biserica. Pentru că tu nu ai cum să verifici dacă lucrul ăla este sau nu este venit de la apostol. Ei, trebuie să-i crezi pe ei, pur și simplu, pentru că ai acceptat autoritatea aia lor. Trebuie să-i crezi pur și simplu. Dacă ei spun că mama Domnului Iisus Hristos a fost înălțată la cer, că ea a fost virgină până la sfârșitul vieții, că n-a mai avut niciun prunc, sau cine știe ce a făcut mama Domnului Iisus Hristos, tu trebuie să-i crezi. Dacă cineva mâine ar veni să spună că Maria, mama Domnului Iisus Hristos, a înviat 100 de oameni odată, tu trebuie să-i crezi dacă biserica spune asta. Pentru că tu te-ai așezat sub autoritatea bisericii. De unde știi tu că n-a făcut Maria asta? Dacă ceea ce au spus apostolii pe care orală și nu s-a păstrat în cuvânt este în biserică, în tradiția bisericii, de unde știi că nu s-a întâmplat asta, da? Și ajungi într-un stufăriș din ăsta din care nu mai poți ieși, la propriu nu mai poți ieși. Acum, în partea a doua, aș dori să ne uităm la al treilea semn, da? Primul semn al unei biserici sănătoase este Evanghelia, al doilea despre care am vorbit este autoritatea bisericii și acum aș vrea să ne uităm la rânduiele bisericii, la botez și la cina Domnului.
Și cred că toate adunările evanghelice au de recuperat învățătura despre botez și cina Domnului, pentru că unele aspecte sunt puse în umbră. Da? De ce sunt acestea importante? De ce reformatorii au considerat că administrarea corectă a sacramentelor, cum le numeau ei, noi le numim simbolul sau rânduiele ale bisericii, niște rânduieli poruncite de Domnul Iisus Hristos, nu sunt taine, da? Nu sunt purtătoare de har între ele. Dacă omul care este implicat în actul ăla nu are credință, actul acela nu-i aduce absolut nimica. Să fie foarte clar, da? Rămâne un act fizic și este o bajocoră la adresa rânduielilor Domnului Iisus Hristos. Tu trebuie să te apropii de rânduiele pe care Hristos le-a stabilit, cina Domnului și botezul, prin credință. Altfel nu au niciun sens. Să fie foarte clar lucrul ăsta, da? De ce le-au considerat fundamentale? Problema care a fost? Și aici cred eu că reformatorii au pierdut. Reformatorii au zis, domnule, ei au vrut să reformeze Biserica Catolică. Ei n-au vrut să rupă Biserica Catolică, să fie foarte clar. Eu nici nu cred că au rupt Biserica Catolică, nu era biserică, n-aveau ce să rupă din ea. Da? Deci la propriu nu au avut ce să rupă. Și încercând să reformeze Biserica Catolică, și-au dat seama că ceea ce vreau să reformeze nu era de fapt biserică. Așa și l-au declarat scurt pe doi pe papa ca fiind anticrist, mulți dintre ei, și Biserica Catolică o biserică a satanei. Totuși, în consecvența lor a stat în faptul că, domne, dacă cineva s-a botezat în Biserica Satanei, a intrat în sinagoga satanei prin botez, este botezul ăla adevărat? Adică dacă ai o biserică, o așa zisă biserică, care predică o evanghelie falsă, are slujitori falși, da? Nu stă sub autoritatea Scripturii, are o închinare falsă. Întrebarea este aia o biserică adevărată? Nu? Dacă nu are evanghelie, nu e biserică adevărată. Și întrebarea este, dacă eu m-am botezat pentru a intra într-o biserică falsă, care are o evanghelie falsă, slujitori falși, închinare falsă, el ăla un botez valid? Nu, ăla nu-i botez. Nici măcar nu-i botez, dar nu că nu-i botez valid. Nu că e un botez incorrect, care are elemente care nu sunt corecte. Ăla nu-i botez, la propriu. Da? Botezul este când este făcut de cineva care crede Evanghelia Domnului Iisus Hristos, care vine dintr-o adunare care este adunarea Domnului Iisus Hristos, care se închină după porunca Domnului Iisus Hristos, care stă sub autoritatea lui Hristos. Da? Ăla este botez valid. E foarte clar lucrul acesta. Și ei au făcut o ruptură. Ei și-au dat seama ce s-ar fi întâmplat dacă ar începe. Că mulți au cochetat, de exemplu, Zwingli cu rebotezarea. Și-au dat seama implicațiile enorme. Trebuiau să boteze toată societatea. Pentru că cine era cetățean într-un oraș, era și cetățean sau era membru în biserică. Dacă pe ăla îl scoteai afară din biserică, trebuia să-l scoți afară din societate. Pentru că era un eretic, da? Ceea ce s-a și întâmplat în ultimă instanță, când reformatorii au persecutat pe aceia care au practicat botezul și mulți dintre rebotezători, care au ajuns să fie anabaptiști, deși erau de mai multe culori ei doctrinare, mulți dintre ei, pentru motivul ăsta, botezau. Ei spuneau, Biserica Catolică este o biserică falsă, cei care au intrat în Biserica Catolică au intrat într-o biserică falsă, printr-o rânduială falsă, da? Așa că pentru a fi parte din Biserica Domnului Iisus trebuie să intri în mod corect. Cum? Te botezi. Să mărturisești credința, o evanghelie adevărată și te botezi. Hai să ne uităm la botez în primul rând. Eu cred că botezul din Sfânta Scriptură, botezul este un act profund pedagogic, predictiv, pedagogic. Botezul este ceva ce arată spre ceva. Botezul este ceva ce scoate în lumină în fața ochilor noștri un adevăr. Ce adevăr? În esență, botezul arată evanghelia. Ce este Evanghelia? Evanghelia este Hristos. Ce cu referire la Hristos arată botezul? Botezul arată lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos, da? Botezul arată Evanghelia, Evanghelia este Hristos, Hristos, lucrarea lui răscumpărătoare. Asta arată botezul. Când cineva se botează, și pentru el, și pentru noi, și pentru oricine, el arată felul în care Domnul Iisus Hristos a făcut lucrarea răscumpărătoare. Botezul nu înseamnă în primul rând ceva ce faci tu, că nu-l faci tu. Botezul arată într-un mod extraordinar de frumos suveranitatea lui Dumnezeu în mântuire. El nu se bagă singur și spune, mă botez în numele Tatălui, Fiului și a Duhului Sfânt, se bagă sub apă și iasă. Nu, el este pus sub apă, chiar și când sunt botezați copiii. El botează pe copil, da? Să face lucrul ăsta asupra lui. Eu mă întreb, Biserica Ortodoxă nu s-a întrebat niciodată, domnule, dacă lui ăsta îi se spală păcatul strămoșesc fără să vrea el, ăla nu-i har irezistibil? Ăla n-a ales niciodată să facă lucrul ăla, da? Da, dacă... Și... Sau toți neoevanghelici, îi numesc neoevanghelici, că nu știu dacă sunt evanghelici. Toți evanghelici care botează și spune, azi a făcut el, el a făcut un legământ cu Domnul în apa botezului. Nu, domnule, tu l-ai botezat. Asta arată spre lucrarea mântuirii. El a fost pus, da? A murit și a înviat și lucrarea asta s-a făcut asupra lui, nu s-a făcut de către el. S-a făcut asupra lui de către altcineva. Arată că lucrarea mântuirii, eu sunt pasiv și asupra mea lucrează Dumnezeu. Asta este botezul, este o imagine superbă! Dumnezeu nu degeaba a ales această rânduială, o imagine superbă a mântuirii noastre.
Este o imagine superbă a mântuirii noastre. Așa că, în primul rând, botezul în relație cu Evanghelia Domnului Iisus arată esența Evangheliei. Esența Evangheliei este Hristos. Botezul nu arată, în primul rând, ceva despre mine, ci arată ceva despre Hristos, în primul rând. Spune ceva despre Iisus Hristos. Botezul de aceea este o rânduială evanghelică. Arată spre Evanghelie, spre lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos. El a murit și a înviat pentru noi, da? Îl pune într-un mod vizibil pe Domnul Iisus Hristos înaintea ochilor noștri. Asta este botezul. Mulți oameni habar nu au care fac botezul, care ei fac rânduiala asta și unei asupra cărora să face habar nu au ce este botezul. El încheie în legământ cu Domnul în apa botezului. Asta este o mare enormitate și absurditate, deci o mare eroare. Da? El face, totul e voința umană. M-am hotărât eu să-L urmez pe Domnul și să cântă cântarea. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Nu, Domnule. Dumnezeu din veșnicie a hotărât să te mântuiască pe tine și uite ce a făcut prin Domnul Iisus Hristos pentru tine. Asta arată botez, în primul rând, spre Domnul Iisus Hristos, da? Spre esența Evangheliei. Dar botezul arată și spre efectele Evangheliei. Da? Eu arăt că nu doar Hristos a făcut lucrul ăsta pentru mântuire, ci că lucrarea asta a mântuirii se aplică mie. De asta sunt botezat eu. Da? Că ceea ce a făcut Hristos la Golgota, da? În toată lucrarea lui răscumpărătoare, cum am auzit aseară, a murit și a înviat, acea lucrare este atribuită mie. Aceea lucrare este atribuită mie. Cum? De exemplu, dacă vă uitați chiar la botezul lui Ioan, spune Scriptura despre Ioan că el boteza, am venit să botez cu apă ca el să fie cunoscut lui Israel. El la botez, Ioan, vorbea despre Domnul Iisus Hristos. Eu vă botez cu apă, spune el, dar este unul care vă botează cu Duhul Sfânt. Ei veneau cu pocăință la botez și nu boteza, fiți sigur, Ioan pe cineva care respingea pe Domnul Iisus Hristos. Că el pentru asta a venit să-L facă cunoscut pe Iisus lui Israel. Esența botezului lui Ioan se păstrează în botezul creștin. El primea pe oameni care credeau în Domnul Iisus Hristos și care se pocăiau, pocăința și credința. Acestea sunt arătate în botez, da? Așa primesc eu lucrarea răscumpărătoare a lui Hristos. Pocăindu-mă și crezând în Domnul Iisus Hristos, da? Dar această lucrare se face pentru că eu sunt unit cu Hristos, spune Galateni 3:27. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Sau Roman 6, noi deci prin botezul moartea lui am fost îngropați, auziți limbajul, am fost îngropați împreună cu el, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu el, vedeți limbajul unirii cu Hristos, botezul asta arată. Eu sunt unit cu Hristos în lucrarea lui răscumpărătoare. El a murit, eu am murit. El a înviat, eu am înviat. Ce a făcut el, s-a făcut pentru mine. Eu în unire cu el să transfer asupra mea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Și lucrul ăsta l-arăt prin botez. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, vom fi una cu el printr-o înviere. Dacă am murit în botez împreună cu el, am înviat, da? Botezul arată, simbolizează lucrul acesta, da? Deci, în primul rând, când vorbim despre efectele Evangheliei, acestea sunt primite de noi prin pocăință și credință. Așa se apropie cineva de botez, are deja pocăință și credință. Se vede asta la botezul lui Ioan, se vede la botezul apostolii. Pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat, da? În al doilea rând, arată unirea noastră cu Hristos. Moartea și învierea lui Iisus ni se atribuie nouă. Arată, da, moartea și învierea noastră, moartea și învierea noastră, fiind îngropați împreună cu el prin botez și înviați în el și împreună cu el, da, ne-am ridicat din apă împreună cu el prin credința în puterea lui Dumnezeu care l-a înviat din morți. Botezul arată ce am câștigat noi în urma acestei lucrări răscumpărătoare. Ce am câștigat? Păi am câștigat regenerarea, că asta înseamnă că am murit și am înviat, am fost regenerat, da, am fost transformat, dar am câștigat și iertarea păcatelor, nu? Spune pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Hristos, lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, care arată iertarea păcatelor noastre, da? Botezul arată și procesul sfințirii, vedeți? Botezul aproape arată toată lucrarea mântuirii. Toată lucrarea mântuirii. Mă pocăiesc și cred, așa vin la botez, da? M-am pocăiesc și am crezut. Sunt unit cu Hristos, lucrarea lui răscumpărătoare este atribuită mie, da? În botez se arată nașterea din nou, am murit și am înviat împreună cu Hristos. În botez se arată că sunt spălat de păcatele mele. În botez se arată viața de sfințire în care am intrat, de asta am fost spălat, pentru că spune Romani foarte clar. Noi, deci, prin botezul în moartea lui am fost îngropați împreună cu el, dar n-a rămas acolo. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, nu zice tot așa și noi să înviem, ci tot așa și noi să trăim o viață nouă. Botezul
da? Mă introduce într-o viață nouă, da? Simbolic vorbind, eu am început viața nouă când am fost născut din nou. Dar arăt, m-am spălat și într-o viață nouă de acum. Arată toată lucrarea pe care Dumnezeu o face în noi. Și într-un mod cu totul deosebit se arată chiar și venirea Duhului Sfânt, care este Duhul curățirii în viața noastră, Duhul sfințirii în viața noastră, când în mai multe locuri din Biblie se asociază botezul cu Duhul Sfânt, cu botezul în apă. Ioan face lucrul ăsta? Eu vă botez cu apă, el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus face lucrul ăsta? Căci Ioan va boteza cu apă, dar voi după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Petru face lucrul ăsta? Mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis, Ioan a botezat cu apă, dar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Toată lucrarea mântuirii noastre, câștigată de Hristos, este arătată în botezul nostru. Suntem spălați de păcate și înaintea lui Dumnezeu, iertați, și pe interior suntem născuți din nou. Și fiindcă suntem spălați pe interior, intrăm într-o viață nouă sub binecuvântarea, protecția și lucrarea Duhului Sfânt. Deci botezul arată esența Evangheliei, botezul arată efectele Evangheliei în viața noastră, botezul arată și relația noastră cu biserica și lumea. Uitați ce spune Sfânta Scriptură. Fiți atenți. Și cu multe alte cuvinte mărturisea, îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Separați-vă de acest neam ticălos. Ăștia erau evrei. Ăștia nu erau niște păgâni notorii, toți niște criminali și curvari care... Nu! Sunt foarte clar. Ăștia erau evrei. Ăștia erau poporul lui Dumnezeu, da? Și cheamă să se separe de neamul acela, îl numește ticălos. Cum? Și spune cei ce au primit propovăduirea, versetul următor. Zice, mântuiți-vă, separați-vă, cei ce au primit propovăduirea au fost botezați. Botezul este un act separator de lume. Este un act separator de lume. Arăt lumii, eu am parte de lucrarea răscumpărătoare a Domnului Iisus Hristos și că vrei sau nu, botezul arată că ei nu au. Botezul te separă într-un mod decisiv de oameni. Am participat la un botez în Oltenia, am mai spus lucrul ăsta în adunare, cred că vreo două ori deja. Mi s-a părut cu totul frapant, la vânt jumare. Mi s-a părut cu totul deosebit când s-a botezat o femeie și a venit două prietene de ale ei ortodoxe. Și în fața, în momentul când se facă botezul, atunci una dintre ei rescramă așa într-un fel uimită, nu mai știu cuvintele exacte, zice, Marie, dacă faci lucrul ăsta, zice, acum s-a terminat. Gata. Ea a înțeles că, băi, dacă asta s-o botezat, asta se leapădă de tot ce a fost înainte. Asta nu mai crede ce-o... Asta nu crede în boteză care l-a făcut când a fost mică. Ea nu crede în biserica asta. Ea crede în cu totul altceva. Ea a înțeles că va exista din punctul ăla o separare între Mărioara sau Maria și prietenele ei. Da? Botezul este un act separator de lume. Da? Botezul este actul intrării în biserică. Zice, ascultați, fiți atenți la ordinea verbelor. Cei ce au primit propovăduirea, întâi au primit cuvântul lui Dumnezeu, au fost botezați. Și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Deci se știa numărul ucenicilor, cineva din exterior a primit cuvântul, s-a botezat și n-a rămas așa, s-a botezat. Și mărturisea el pe Domnul Iisus de capul lui. S-a botezat și s-a adăugat la numărul ucenicilor. Te separi de lume și te adaugi de biserică. De asta n-ar trebui să te botezi la pustan. Faci înscriere acolo să te botezi la pustan. Vă spun foarte deschis lucrul ăsta. E o aberație, e o eroare. Dacă nu vrei să fii parte din adunarea aceea, să fii responsabil în adunarea aceea, să dai socoteală în adunarea aceea, să iei să vegheze asupra ta, de ce vrei să te botezi acolo? Ce crezi că pustan are puteri supranaturale să-ți dea ceva har special ca să trăiești viața de sfințenie mai bine? N-are treabă botezul cu asta. Botezul ăsta e alipire de biserică, numărul ucenicilor din care tu vei face parte. Dacă nu vrei să faci parte acolo și nu poți să faci parte acolo, să faci naveta la 800 de kilometri sau din Austria la Beiuș, de ce te botezi acolo? La probe, deci e absurd. Și să practică lucrul ăsta, să se duc să botez, cine știe pe unde, că cine știe ce le s-a întâmplat. Nu, domnule, botezul arată că vreau să fac parte din trupul ăsta. Mă botez aici pentru că vreau să fiu al lor. Da? Asta este botezul. Este actul intrării în biserica locală. Foarte important, în biserica locală. Da? Botezul este actul acceptării uceniciei în biserica locală. Spune, duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile botezându-i. Deci în momentul în care eu mă botez, accept să fiu ucenic în adunarea aceea. Biserica aceea din momentul acela lucrează în privința mea prin disciplină și formativă și corectivă dacă e necesară. Da? Eu sunt ucenic acolo. Zice, faceți ucenici botezându-i. Vrei să fii ucenic? Da. Te-am botezat și în momentul ăla ai intrat în procesul uceniciei. Și nu poți să spui, bă, m-am botezat și tot aveți cu mine acum. Tot trageți de mine, ba la studiu, ba la biserică, ba mă sunați, lăsați-mă în pace. Nu, domnule, ăsta-i botezul. Botezul înseamnă că accept să faci parte dintr-o adunare în care vei fi ucenic cu Domnul Iisus Hristos. Botezul este actul acceptării autorității cuvântului. Zice, botezați-i și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit.
Asta arată botezul. Te separi de lume, intri în biserică, într-o biserică în care autoritatea este cuvântul lui Dumnezeu și sub autoritatea cuvântului Dumnezeu tu te vei purta și vei trăi ca un ucenic a Domnului Iisus Hristos. Asta este botezul. Asta este botezul. Și zice Domnul, foarte interesant, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Ai intrat în biserică, ești cu turma răscumpărată a Domnului Iisus Hristos și aștept viața veacului ceva să vie, cum spune crezul. Asta faci. Da? Dar faci lucrul acesta în primul rând botezându-te, intrând în biserică. Da? Este această confuzie pe care vreau să o tratez pe scurt cu privire la puterea botezului de a ierta păcatele și avem textul acesta din Fapte 2 unde spune să fie botezați spre iertarea păcatelor. Iertarea păcatelor, sintagma aceasta, expresia asta se găsește de mai multe ori în Sfânta Scriptură în relație cu mai multe lucruri. De exemplu, este legată de legământul cel nou. Nu zice Domnul la cină, acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Legământul cel nou este cadrul în care Dumnezeu cadrul legal în care Dumnezeu ne iartă păcate. Deci Dumnezeu nu poate să ne ierte pur și simplu. Mulți se gândesc, nu poate să ne ierte pur și simplu. El e tata nostru. Dumnezeu să ne ierte. Nu poate. Dumnezeu nu poate să ne ierte pur și simplu. Dumnezeu lucrează în legământ. Dumnezeu stabilește un cadru legal. Dumnezeu este un Dumnezeu drept care a dat legi, stabilește un cadru legal în care se face ispășire. Toți care simțați în cadrul ăsta au parte de binecuvântările din cadrul ăsta, restul nu. Da? Cadrul legal al iertării păcatelor este noul legământ. Apoi ni se spune că avem iertarea păcatelor în numele Domnului Iisus, zice, și să se propăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor. Dar dacă interpretezi în textul ăsta că iertarea păcatelor e un dar, da? În numele Lui avem iertarea păcatelor, trebuie să interpretezi și că pocăința este un dar, că zice că avem în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor. Adică numele Domnului Iisus Hristos are o asemenea putere, persoană, că numele reprezintă persoana, arată persoana, ceva din persoană. Numele Domnului Iisus Hristos, persoana Domnului Iisus Hristos manifestă o asemenea putere încât El ne dă și pocăința cu care venim la El și iertarea care ni se dă când noi ne pocăim. Da? În numele Lui avem pocăința și iertarea păcatelor. De ce în numele Lui? Pentru că El este acela care a înfăptuit lucrarea răscumpărătoare care să ne dea, ca să ne dea iertare păcatelor. Da? Deci legământul este cadrul legal, numele Domnului Iisus este persoana care ne dă iertarea păcatelor. Ni se arată apoi foarte clar cum în numele Lui avem iertarea păcatelor. De ce în numele Lui și în numele altuia? Efeseni 1:7. În El avem răscumpărarea prin, nu zice doar în numele Lui, ne arată persoana, ci ne arată și lucrarea persoanei. În sângele Lui, în moartea Lui. Răscumpărătoare, ispășitoare, jertfitoare, substitutivă. În sângele Lui avem iertarea păcatelor după bogățiile harului Său, da? Foarte clar lucrul ăsta. El a plătit pentru pedeapsa păcatelor noastre, de asta avem. Apoi Scriptura leagă iertarea păcatelor și de pocăință și credință. Pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor. Ascultați expresiile. Ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Într-o discuție cu cineva spunea, da, textul trebuie interpretat așa, ca să dea ocazia ca să pocăiască și să... Nu, dacă interpretezi ca să dea ocazia, trebuie să spui așa, ca să dea lui Israel ocazia pocăinței. Da? Sau ca să dea lui Israel ocazia iertării păcatelor. Hristos a venit să dea o oportunitate, El a venit să câștige o oportunitate sau El la propriu a plătit pentru iertarea păcatelor? Asta e întrebarea. Hristos a murit pentru oportunități, să fie foarte clar, blasfemiem jertfa Domnului Iisus Hristos. El a murit ca să dea iertarea păcatelor. Și a dat iertarea păcatelor rămășiței Lui, da? Și apoi găsim botezul. Foarte interesant. Deci, hai că asociem iertarea păcatelor cu legământul, cu numele Domnului Iisus, cu sângele Domnului Iisus, pocăința și credința, felul în care eu primesc iertarea păcatelor, da? În felul în care ea se aplică în viața mea. Vedem și pocăința și credința sunt darurile Lui. Pe asta le înțelegem. Dar botez spre iertarea păcatelor, spre iertarea păcatelor. Acum gândiți-vă momentul în care se spune lucrul ăsta. La a doua predică Petru nu mai spune lucrul ăsta, la a treia nu mai spune lucrul ăsta, la a patra nu mai spune lucrul ăsta de botez. A fost un act cu totul special, ceva cu totul unic la cincizecime, când în fața tuturor un evreu care venea din evrei, la care a fost trăiat împrejur, care se considera în legământ copilul lui Dumnezeu, spunea nu, de fapt tot ce a fost până acum e egal cu zero. Eu trebuie să-L mărturisesc public pe Domnul Iisus Hristos pe care noi ca nație L-am condamnat și L-am omorât și am cerut ca sângele Lui să cadă asupra capului nostru. Și să faci lucrul ăsta public, atrăgând asupra ta oprobiu public, da, oprobiu poporului Israel, să fii poate dezmoștenit, să fii hulit, ceea ce s-a și întâmplat în masă cu evreii care s-au întors la Dumnezeu. Să faci lucrul ăsta, asta arăta cu adevărat că în viața ta s-a făcut o lucrare a mântuirii. Cu alte cuvinte, vrei să demonstrezi că L-ai acceptat pe Domnul Iisus Hristos și că ai primit iertarea păcatelor și în special iertarea pentru faptul că voi ca nație L-ați respins pe Mesia? Da.
fă lucrul ăsta public, în fața tuturor, în fața neamului tău. Arată lucrul ăsta că te separi de sistemul ăsta care l-a condamnat și l-a omorât pe Fiul lui Dumnezeu și că intri în noua formațiune religioasă, biserica. Era un act extrem de curajos. Astăzi nu-ți trebuie curaj. Astăzi nu-ți trebuie curaj să te botezi. E o sărbătoare, numai o bucurie, tot numai zâmbete, flori. Nu era pentru ei. Nu l-aștepta pe un evreu nimeni cu florile acasă, vă ce s-o botezați. Fie foarte clar. Nimeni nu l-aștepta. De aceea asta demonstra pentru el, într-un fel și pentru conștiința lui, întărea botezul. Dom'le, eu am iertarea păcatelor. Dumnezeu mi-a dat putere să fac pasul ăsta. Eu nu mai aparțin de lucrul ăsta, da? Eu nu mai aparțin de lucrul ăsta. Și în botez este simbolizată iertarea păcatelor aproape, că suntem spălați de păcatele noastre. Sub niciun fel botezul nu poate merita, nu poate fi un act meritoriu al iertării păcatelor noastre. Zic, m-am botezat și din cauza asta m-a adăugat puțin la jertfa Domnului Iisus. Zic, unii, bă, cât ești de puțin? Dar trebuie să faci și tu. Da? Nu, botezul arată, într-un fel demonstrează sinceritatea credinței tale. Și cu cât e mai greu să te botezi, cu atâta sinceritatea credinței tale este arătată mai bine prin botez. Cu cât e mai greu să faci lucrul ăsta. Cu cât e mai greu să faci lucrul ăsta. Asta este legat de botezul ca act simbolic soteriologic. Sunt niște beneficii ale botezului pe care poate nu totdeauna le conștientizăm atât de bine. De exemplu, când mă botez, ascult de Hristos și de cuvântul lui și demonstrez un act de supunere. Unii zic, dar de ce să mă botez? E că așa ți-a spus Hristos. Ce-ar fi dacă ai luat doar cuvântul ăsta? Poate nu are prea mult sens, dar ți-a spus să faci lucrul ăsta. Nu este un act de supunere, da? Când mă botez, am oportunitatea, cred eu, extraordinară de a-L mărturisi pe Hristos. Vrei să faci o mărturie? Uite, chiar în ziua în care tu arăți ai primit mântuirea, ai primit mântuirea înainte, vrei să arăți lucrul ăsta. E o zi extraordinară în care poți să spui, eu mă botez astăzi pentru că eu am înțeles prin actul ăsta că am murit și am înviat cu Hristos la o viață nouă și cred că voi trăi o viață nouă cu Hristos. Ai o primă oportunitate să declar public, să faci evangelizare public prin actul acela, botezul care ți se face ție, da? Primești confirmarea trupului lui Hristos că ai făcut o mărturisire de credință publică validă. Că noi după botez te primim în adunare. Noi spune, confirmăm ce ai făcut tu, da? Asta nu este o confirmare, fiți atenți, infailibilă pe care o dă biserica. Da. Este o confirmare omenească. Dar Dumnezeu lucrează și prin aceste metode a harului, da? Și am o parte de o exprimare vizuală, sau cum spune Cornilescu, o icoană. O exprimare vizuală, o imagine a mântuirii mele, că am fost salvat. Da? Că am fost salvat, că am fost izbăvit. Acum închei legat de botez cu efectele dezastruoase, cred eu, ale de administrării botezului la persoane neregenerate. Adică au venit lotul, da? 18 ani, la botez cu ei. Sau părinții pun presiune. Am întâlnit părinți care pun o presiune fantastică asupra copiilor lor. Și unii sunt așa de docili și așa de mult vor să facă pe placul părinților lor că se botează. Dar ei sunt neregenerați, nu sunt mântuiți sau vor să căsătorească. Eu am fost mântuit dintotdeauna, dar dacă acum au venit problema asta cu căsătoria, hai să... Da, căsătoria s-ar putea să fie un moment oportun ca să te gândești la relația ta cu Dumnezeu. Spune, Dumnezeu, noi nu te putem, nu putem să facem. Da, tu nu ești de anul nostru, da. Căsătorește unde vrei tu, cheamă pe cine vrei, tu nu ești, da. Ce să zicem? Și tu să te gândești, mă, stai, de ce zic oamenii ăștia treaba asta? Păi uite, nu aparțin de trupul Domnului Iisus Hristos, n-am arătat lucrul ăsta. Nu, n-am făcut lucrul ăsta. Și să înceapă să se gândească la lucrul ăsta. Cu asta sunt de acord. Și dacă Dumnezeu îl cercetează și pocăit, sau dacă a fost pocăit și înainte și a luat botezul așa foarte ușor, omul să se boteze serios, adică să fie serios. Sunt cazuri și de acestea, dar sunt foarte multe motive de botezare care nu sunt valide, nu sunt sănătoase și cred că și noi ca adunări și ca părinți și ca slujitori și ca membri obișnuiți al adunărilor, toți suntem obișnuiți pe de altă parte, da? Ar trebui să veghem asupra acestui lucru. Ar trebui să veghem asupra acestui lucru, da? Să nu se facă ca altfel efectele sunt dezastruoase. Să schimbă natura bisericii. Când intre persoane necredincioase în biserică, numai biserica, natura adunării trebuie să fie următoarea, formată din membri regenerați. Să schimbă mărturia bisericii. Cum crezi tu că un om nemântuit poate să reprezinte pe Hristos în lume? E absurd. Este absurd. Dar aminte copiii noștri necredincioși pe care vrem de multe ori să-i punem să conducă închinarea. Niște necredincioși care nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, nu sunt mântuiți, nu pot să primească, să aducă închinarea lui Dumnezeu, da? Închinarea pentru ei are un efect pedagogic, un scop pedagogic, da? Să schimbă atmosfera bisericii. Cum crezi că o să stea un necredincios la ascultarea cuvântului? Să suporte 50 minute de predicare. Fi serios, să suporte închinarea congregațională. Fără petarde. Nu va merge, da? Să schimbă viața bisericii.
Să schimbă viața bisericii. Și legat de botez, închei cu faptul, cu un principiu legat de catehizare, nevoia catehizării. Se discută acum în ultima vreme, nu, domnule, azi ai făcut mărturisirea, la botez cu tine. Și că așa s-a făcut în biserica primară. Eu sunt de acord că așa s-a făcut în biserica primară, însă vreau să observați un lucru. De exemplu, luăm rapid câteva cazuri. Famenul Eteopan, Saul când a fost botezat, casa lui Corneliu când au fost botezați, casa temnicerului de Filip, în foarte multe ocazii au fost prezenți apostolii care au avut revelații directe de la Dumnezeu. Dumnezeu i-a zis lui Petru să se ducă în casa lui Corneliu. Dumnezeu l-a trimis prin Duhul, da? Dacă teleportează și pe tine Duhul Sfânt să te duci după unul și să-i vestești Evanghelia, atunci poți să fii sigur că Dumnezeu vrea să-l mântuiască pe ăla înainte să ajungă în țara lui, da? Atunci botează-l atunci pe ăla. Dar dacă nu, cred că ar fi bine să te asiguri că omul ăla a înțeles, da? Omul a fost găsit citind cuvântul lui Dumnezeu când a fost somat, el a vrut să-i se explice cuvântul lui Dumnezeu. El a reacționat și a zis, uite apa ce mă împiedică să fiu botezat, da? La casa lui Corneliu, iar a fost descoperire dumnezeiască la Saul, iar a fost descoperire dumnezeiască, da? Când Anania a primit descoperirea lui Dumnezeu, el este un vas pe care l-am ales, ce era să facă? Când Dumnezeu a spus că l-a ales la slujire, ca să facă neamurilor cunoscut pe Domnul Iisus Hristos. Ce era să facă decât să ducă să-l boteze pe ăsta, nu? E normal lucrul ăsta. Sau la cinzecime, când s-a făcut ruptura aia puternică între iudaiști și cei care formau noua biserică și au acceptat pe Domnul Iisus Hristos și au demonstrat credința lor. Eu spun că botezul trebuie făcut ca principiu atunci când se demonstrează că omul acela a făcut o mărturisire de credință credibilă. Credibilă. De asta copilul meu s-ar putea să fie născut din nou la 4-5 ani. Noi suntem de acord cu lucrul ăsta. Unii zic, domnule, noi lăsăm copiii noștri pe nicăieri, că nu-i botezăm. Nu-i lăsăm pe nicăieri. Eu cred că el poate să fie născut din nou din pânzitele mamii lui, când Dumnezeu l-a umplut pe Duhul Sfânt, cu Duhul Sfânt pe Ioan. Poate Dumnezeu să facă orice. Dar credibilitatea mărturiei lui nu poate să fie primită de noi la vârsta de 4 ani. Să fie foarte serios. Dacă discuți așa cu un pe lui, da, îl iubesc pe Domnul Iisus, da, cred și eu că am iertarea păcatelor. Fiul meu știe poezia. Eu vreau să știu că asta e credibil, că e real în viața lui, da? Dacă el e mântuit și ar muri între timp, îi mântuit și fără botez. Dacă nu e mântuit, Dumnezeu prin harul lui special, neajungând la vârsta responsabilității, noi suntem baptiști reformați, tot îl va mântui prin actul lui suveran. Da, mai ales că suntem și calviniști. Legat de cina Domnului, câteva lucruri legat de cina Domnului, a doua rânduială. Cine pot participa la cina Domnului? Trecem rapid că nu mai avem foarte mult timp. Cine pot participa la cina Domnului? La cina Domnului participă doar cei regenerați, care sunt parte din trupul real al Domnului Iisus Hristos. La cina Domnului participă cei care au discernământ, nu e suficient să fii regenerat. Știți că Pavel îi mustră pe corinteni pentru că nu aveau discernământ, se apropiau de cina Domnului fără discernământ. Nu înțelegeau ce fac acolo. Deci nu mai puteți să luați cina Domnului, nu mai puteau să ia cina Domnului. Era un tâmbălău acolo, da? La cina Domnului participă cei care trăiesc în rânduială cu biserica. Dacă eu sunt în dezbinare cu biserica, sunt răzvrătit, fac dezbinare, eu neg ceea ce a făcut jertfa Domnului Iisus, adică că ne-a adunat la oaltă. Eu mă lupt cu trupul Domnului Iisus, eu nu pot să iau cina Domnului în cazul ăsta. Și nu pot să iau cina Domnului pentru că nu-s mântuit, ci pentru că neg o realitate pe care cina Domnului vrea să o arate. Că cum este o pâine, spune Apostolul Pavel, tot așa suntem și noi un trup. Articolul 38 din mărturisirea de la Londra zice, toate persoanele ignorante și păcătoși, adică nemântuiții, care sunt nepotriviți pentru a se bucura de comuniunea cu Hristos, nu sunt vrednici să stea la masa Domnului și nu pot, fără să-și iau un grav păcat asupra lor, să fie părtași acestor taine sfinte, să nu pot fi admiși, nu este sensul taină în sensul catolic, dar să fie foarte clar, sau nu pot fi admiși să participe în starea în care se găsesc. De aceea oricine participă la simbol sau la sacrament într-un mod nevrednic se face vinovat de trupul și sângele Domnului, mâncând și bând judecata asupra lui însuși. Da? Care este mesajul cinei Domnului? Ce arată cina Domnului? Cina Domnului arată un aspect eclesiologic, spune Pavel, este cum este o pâine, noi suntem un trup și ne împărtășim. Are un aspect soteriologic, când mă duc la cina Domnului, arăt spre jertfa Domnului Iisus Hristos, care a avut și are efect astăzi în viața mea. Este un aspect escatologic. Zice să faceți lucrul acesta până va veni El, da? Noi, într-un fel, arătăm la cina Domnului ceea ce se va întâmpla la final, că Iisus va veni după noi. Este un aspect pedagogic, zice Apostolul Pavel, că proclamăm sau vestim moartea Domnului. Este o predicare, arăți pe Domnul Iisus Hristos în cina Domnului. Cred că frecvența cinei Domnului este o discuție pe subiectul ăsta. Frecvența cinei Domnului trebuie stabilită foarte clar. Calvin a vrut să implementeze în Geneva cina Domnului în fiecare duminică. Consiliul Cetății n-a fost de acord cu el. Cred că este
se poate discuta pe larg lucrul ăsta, cred că este o practică pozitivă, bună să fie cât mai des. Este un lucru care arată Evanghelia, care arată jertfa Domnului Iisus Hristos pentru noi. Nu cred că Pavel îi mustra pe corinteni pentru ceea ce făceau o dată pe an. Da? Sau ce, pentru ceea ce făceau, nu, se arată că era o practică a lor de a perverti actul cinei Domnului. Da? În Faptele Apostolilor se arată că era frecventă cina Domnului ori de câte ori, le spune el. Da? Care sunt beneficiile cinei Domnului? Și cu asta încheiem sesiunea aceasta. Care sunt beneficiile cinei Domnului? La cine a avut cina Domnului? Cina Domnului este în primul rând un eveniment al cercetării de sine. Trebuie să fim foarte important. Ce cercetăm la cina Domnului? Îmi verific relația cu trupul lui Hristos. Zice, astfel frații mei, când vă adunați să mâncați, vorbește despre cina Domnului, așteptați-vă unii pe alții. Deci arătați sensibilitate unii față de alții. Da? Îmi verific relația cu trupul Domnului Iisus Hristos, adică cei care sunt mântuiți prin acea jertfă simbolizată acolo. Și îmi verific și concepția despre jertfa Domnului. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, cu privire la ce? Cu privire la ce este cina Domnului, că asta era păcatul lor. Avea o concepție greșită. Zice, nu știți să deosebiți. Nu sunteți voi în stare să deosebiți, să discerneți trupul Domnului de mesele pe care le luați voi? Da? Îmi verific relația mea cu jertfa Domnului Iisus Hristos și cu trupul Domnului Iisus Hristos. În al doilea rând, și vreau să fiți atenți aici, cina Domnului este un eveniment al hrănirii spirituale. Aspectul acesta este neglijat în adunările noastre, pentru că noi spunem, să facem lucrul acesta spre amintirea mea. Dar Scriptura spune mai mult despre jertfa Domnului. Spunem că facem lucrul ăsta spre amintirea Domnului Iisus Hristos, dar vreau să procesați puțin aspectul ăsta. Tu nu poți să aduci aminte de jertfa Domnului Iisus acasă? Stai să te gândești la jertfa Domnului Iisus. Nu știu, să faceți lucrul acesta spre amintirea mea, dar pot să fac și fără să iau din masa Domnului. Tu poți să aduci aminte de jertfa Domnului, vorbind cu soția, cu copiii, citind din Sfânta Scriptură, îți aduci aminte de masa Domnului. Dar nu îți aduci aminte în felul în care îți aduci aminte cu comunitatea. Așa a rânduit Dumnezeu. Trupul Domnului Iisus Hristos atunci se hrănește spiritual din Domnul Iisus Hristos, nu fizic. Cum spun cei care susțin co-substanțierea sau transubstanțierea, catolici, luterani, ortodoxi. Da? Există diferențe între ei, dar în esență e cam același lucru. Uitați ce spune Pavel în Corinteni. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el. Nu zice amintirea sângelui lui Hristos. Împărtășirea cu sângele lui Hristos. Pâine pe care o frângem nu este ea. Împărtășirea cu sângele lui Hristos. Și mărturisirea de la Londra 1689, baptistă, spune așa. Primitorii vrednici ai simbolului care sunt părtași în mod exterior la elementele vizibile ale acestuia, pâine și vin, le primesc de asemenea în interior prin credință, spiritual, nu ca și trup și carne. Procedând astfel, ei se hrănesc spiritual din Hristos cel crucificat și primesc toate beneficiile morții sale. Trupul și sângele lui Hristos nu sunt prezente în mod fizic. Dar ei se diferențiază clar, se delimitează foarte clar de catolici ortodoxi. Ci spiritual, trupul și sângele nu sunt prezente în mod fizic, ci spiritual prin credința celor care participă la acest simbol. La fel cum elementele exterioare însă le sunt percepute de simțurile exterioare ale omului. Cu alte cuvinte, eu când sunt la cina Domnului și mă gândesc, de exemplu, eu sunt în continuare păcătos. Eu te-am jignit, Doamne, eu n-am trăit vrednic de Evanghelia pe care mi-ai dat-o. Eu n-am făcut reclamă bună jertfei tale, eu n-am făcut reclamă bună Mântuitorului meu și Domnului meu. Mă apropii de tine cu pocăință, mă apropii de tine cu smerenie, sunt total dependent de tine. Și când consumi, tu accesezi din nou într-un fel, dacă aș putea, tu îți atribui din nou, tu te hrănești din nou cu jertfa Domnului Iisus Hristos, care are putere infinită pentru noi credincioși, da? Are putere infinită. Tu te hrănești din nou cu ea, nu fizic, tu fizic mănânci niște elemente, ci spiritual, prin credință, te adăpt ca biserică, ca trupa Domnului Iisus Hristos, din persoana Domnului Iisus Hristos. Cred că acest aspect a fost trecut foarte des cu vederea. Prin faptul că cina Domnului o amintire. Biblia spune că este o amintire. Noi nu neglijăm aspectul ăsta, dar este mai mult decât o amintire. Da? Eu nu pur și simplu mi-amintesc de jertfa Domnului. Eu mi-amintesc de jertfa Domnului ca să ce? Ca să mi-o atribui din nou mie, pentru că am nevoie de ea. În fiecare zi am nevoie de ea. Eu trăiesc prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Domnul spune, dacă nu mâncați trupul meu, nu se referă la cina Domnului, ci se referă la jertfa Domnului, a o consumat spiritual. Dacă nu considerați trupul și sângele meu ca o hrană și o băutură fără de care nu trăiți, nu aveți parte de mine. Dar nu aveți viața în voi înșivă. În al treilea rând, este un eveniment al proclamării Evangheliei. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El, proclamăm Evanghelia. Hristos a murit pentru păcatele noastre. În al patrulea rând,
confirmă credința și toate beneficiile jertfei. Cina Domnului a fost instituită de asemenea pentru a confirma credința celor care participă în toate beneficiile morții lui Hristos. Spune mărturisirea de la Londra. Da? Îți confirmă că ai parte de jertfa Domnului Iisus Hristos. În mod extern, da? Confirmă apartenența la trupul lui Hristos, confirmă apartenența la noul legământ, Domnul ia paharul și zice, acest pahar este legământul cel nou. Confirmă iertarea păcatelor, sângele legământului cel nou care se varsă spre mulți spre iertarea păcatului. Confirmă foarte frumos pregustarea din ospățul, la numit ospățul escatologic ceresc. Zice, vă spun că de acum încolo nu vom mai bea din acest rod al viței. De câte ori au auzit predicat despre lucrul ăsta? Până îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui. De fiecare dată când vin la cina Domnului spun o să fie un ospăț mai mare, care o să fie o mulțime pe care nu poate număra nimeni, la un ospăț cu mirele nostru, cu regele nostru. Asta, spre asta arată. Este o masă mică acum, dar care arată că pe baza acelei jertfe vom participa la un alt ospăț. La un alt ospăț, să dea Dumnezeu să ne vedem cu toți acolo. Și în final este o celebrare și slăvirea lui Dumnezeu pentru Hristos și mântuirea lui. A luat pâine și interesant, Domnul vorbește despre moartea lui. A luat o pâine și zice după ce a mulțumit lui Dumnezeu. După ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând. Este o celebrare și o slăvire a lui Dumnezeu pentru Hristos și mântuirea lui. Tot mărturisirea spune, articolul 32, ea reprezintă de asemenea o ofrandă spirituală a întregii noastre laude la adresa lui Dumnezeu pentru lucrarea lui Hristos. De asta mulțumim și noi. Zice, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, ne închinăm lui Dumnezeu la cina Domnului, îl slăvim pe Dumnezeu. Este un eveniment final al comuniunii reale cu Domnul Iisus Hristos și cu trupul lui. Comuniunea cu Hristos este arătat în versetul 16 din Corinteni 10. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos. Pâinea pe care o frângem nu este împărtășirea cu trupul lui Hristos. Și arată și comuniunea cu trupul lui Hristos. Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Aceasta este înțelegerea corectă a cinei Domnului după cuvântul lui Dumnezeu și cred că cu toți ar trebui să recuperăm semnificațiile multiple ale acestui act cu totul deosebit pe care Dumnezeu ne l-a dat pentru credința noastră, pentru hrănirea noastră. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Amin.